Dar ceea ce a spus acum domnul Bolea este pur și simplu șocant. Deci să spui că Alexandru Slusă deci este un om halucinant. Eu n-am spus că un om halucinant. Ba da, da, deci au avut halucinații. Păi suntem aici 5 oameni, nu? Și ați spus chestia asta, dacă vreți putem să o registrăm, să o dăm. Deci eu am în viața mea, am văzut foarte mulți oameni, am văzut și mulți politicieni. Este greu să găsești în lumea asta un om de onestitatea, sinceritatea, bună creșterea, pe care o are Alexandru Slusăr. Da, ascultă omul. Eu îl cunosc, că știu de 91 și am stat într-o grupă la facultate și am trăit într-o cameră în cămin. Îl cunosc foarte bine. Tocmai de asta. Nu am niciun fel de dubii asupra lor, dar domnul Grosu nu putea spune lucrul ăsta. Și încă o dată. Și domnul Ciubuc a venit acum și a spus emisiunea lucrul ăsta. Ascultă-mi, te rog, opinia și nu mă întrerup. Vă rog frumos. Pentru că eu te-am ascultat foarte, foarte bine. Dar nu e despre Slusăr. Bai, dai despre asta. Bai despre asta. Ok. Deci, încă nu ieșise această majoritate parlamentară din sală. Și noi pe acest telefon și pe toate telefoanele noastre din chatul deputației platformei, da, primim telefon că primim mesaj de la Alexandru Slusăr care spune că s-a apropiat acum de mine Igor Grosu și a spus că ei nu votează guvernul. Deci încă nu ieșise majoritatea parlamentară din sală. Și aici este 10:04. Sunt imagini în Parlament când s-a apropiat domnul Grosu, a văzut toată lumea că s-a apropiat de Alexandru Slusăr și mesajul lui Slusăr a venit imediat în perioada asta, că PAS-ul nu va vota. Eu am mai vorbit cu colegii de-a noștri de la PAS. Sunat că vă rog, azi dimineață. Domnul Grosu, din câte înțeleg, că azi dimineață, o secundă, ora 9 este în emisiune. Haideți că noi avem aici un... După ora 9. Vă rog, Bolea, aseară ați avut Consiliul Politic. S-a luat o decizie. Care a fost decizia finală? Care e problema? Eu azi dimineață am vorbit cu deputați PAS. După ora 9 sunăm pe domnul Igor Grosu. Dar spuneți cu ce ați vorbit de deputați PAS. Deci oamenii erau în ceață, nu știau ce să facă. Deci spuneam, nu am luat o decizie, o să vedem, nu știu ce. Deci nu a existat voința politică a PAS-ului de a susține un guvern. A fost o minciună sfruntată, deci a fost o mimare a unui proces constituțional și o bătaie de joc de Constituție și de acest Parlament. Cum este el? Iată ce s-a întâmplat în realitate. Acum, că o să fie consultări, că ce spune Constituția așa mai departe. Constituția are buchii și are spirit. Iar acest spirit a fost încălcat de două ori. Și în primul caz cu doamna Gavriliță, care a venit și a spus că nu ne votați. Și aici când s-a mimat iarăși, pentru că și ieri s-a discutat, dar poate să nu intrăm în sală, dar poate nu știu ce, dar poate chestii de genul ăsta. Noi pe cine ne mințim? Eu cred că șansa pe care am dat-o noi în decembrie de a avea un guvern anticriză pe o perioadă determinată de timp, 4-5 luni, cu o foaie de parcurs foarte clară, un guvern sprijinit larg de către 4-5 partide din fracțiuni și partide din Parlament, ar fi fost o soluție ideală. Acea idee a noastră a fost plagiată de PAS și nici n-a fost realizată. Nici noi nu ne-au permis să o facem, nici ei n-au făcut-o, pentru că noi am avut intenția clară să facem acest lucru și am fi găsit și voturi în Parlament, nu 54, mult mai multe voturi am fi găsit. Ei au preluat-o și n-au avut măcar intenția să o implementeze. Iată care este marea problemă. Acum la întrebare. Nu s-au epuizat încă toate procedurile legate de Curtea Constituțională. Pentru că acolo sunt sesizări legate de procesul deci desemnării și susținerii în Parlament a candidaturilor. Prin urmare, mi se pare, deci, consultările doamnei președinte, mi se par puțin alertate și prea, făcute în grabă. Referiți inclusiv la ultima sesizare din partea socialiștilor? Sunt niște sesizări la Curtea Constituțională. Privind felul cum pentru prima dată a avut loc tentativa dacă Curtea, de exemplu, ipotetic vorbind, iar dacă Curtea constată că a fost neconstituțional acel decret, iar eu eram foarte sceptic în privința asta că ar putea fi neconstituțional. După ce am aflat anumite detalii astăzi, am și eu, ca om care cunosc câte ceva, am anumite lucruri, un anumit procentaj de încredere că s-ar putea întâmpla să fie declarat neconstituțional. Primul decret. Primul decret.